Casa de Cultură Geobogza din municipiul Câmpina marchează mâine împlinirea a 516 ani de la prima atestare a localității, printr-o serie de evenimente artistice. Vom începe cu un simpozion la orele 13 în sala Constantin Radu. În cadrul simpozionului va fi prelegerea cuvântul de deschidere al domnului primar, după care un scriitor ne va vorbi un pic despre Câmpina, pentru că ne interesează perspectiva unui om care nu este neapărat câmpinan, dar nu o să vă dezvălui despre cine este vorba. Vom avea și lansări de carte, vom prezenta ce cărți au fost scoase de-a lungul anului la Casa de Cultură. De asemenea, am pregătit și niște proiecții video pentru ca tot evenimentul să fie mai interesant, mai interactiv. Într-un final, marea surpriză pe care o să divulg, o să o divulg este că împreună cu domnul Alin Ciupală, istoricul, renumitul istoric Alin Ciupală, am concretizat cea de-a doua parte a expoziției pe care am început-o în 2017 la Casa de Cultură, personalități care au influențat viața culturală-artistică a Câmpinei. De la orele 16, mai mulți artiști locali vor susține momente artistice, acoperind mai multe genuri muzicale. Intrarea va fi liberă, iar accesul publicului în sală va fi permis în limita locurilor disponibile.